efectele deciziei votului pe care ei îl exprimă în intimitatea cabinei de vot. Decizia din noiembrie nu este doar o decizie de moment. Care e mai simpatic, care se descurcă mai bine în dezbateri, care are mai mulți bani în campania electorală, este vorba despre o decizie care ne va afecta 5 ani de zile de acum încolo. Pe noi, pe copiii noștri, pe părinții noștri, pe toți cei dragi. Sunt 5 ani de zile. Sunt aceștia mulți? Sunt aceștia puțini? Cred că depinde de fiecare în parte și de vârsta fiecăruia, tânăr, părinte sau bunic, fiecare atunci când va pune ștampila pe un candidat, va trebui să se gândească unde îmi dorim. Cu conceptele din retorică, ultimele pe care le avem pe lista noastră, și primul ar fi ironia. Da, să plecăm de la ce înseamnă pentru noi. Avem o imagine proastă, aș spune, despre acest lucru. Îl definim ca fiind o frază ușor batjocoritoare. E o zeflemea, e o persiflare. Și în general mai pentru că e greu. Sunt Cătălin Iban, mă găsesc pe poziția 6 a voieților. Vorbește despre această obișnuită eironia Socratus, spune el, obișnuită ironie.